Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem în luna august, toată lumea zice că e o lună de concedii, lumea plecată la mare, la munte. Toate acestea, nu sunt nici studenții, toate acestea în Iași se circulă greu, greu tare de tot. Care sunt problemele din traficul ieșan și care ar fi și posibila lor rezolvare? O veți afla pe parcursul acestei emisiuni, din discuția cu invitatul meu, domnul comisar șef Liviu Zanfirescu, directorul Poliției Locale. Am onoarea, domnule comisar, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor ieșenilor și nu numai ieșenilor, celor care ne ascultă, care sunt în municipiul Iași ca turiști, eu știu, vizită la familii. Bună ziua tuturor! Este o lună în care mulți spun, domnule, s-au întors românii din străinătate, aglomerație, se circulă. Bine, acum la fel se circulă și în celelalte luni. Mult mai greu se va circula în septembrie, odată cu începutul școlii, și în noiembrie, și în octombrie, când vin și studenții. Care ar fi, la ora actuală, problemele identificate în traficul din municipiul Iași? Poliția locală știu că este prezentă la orele de vârf, tocmai pentru a dirija circulația. Da, din punct de vedere al traficului rutier, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră și cum suntem cu toții obișnuiți, pe de o parte, așteptarea tuturor este ca luna august să fie un pic mai relaxantă din punct de vedere al traficului, să fie un pic mai liber. Pe de altă parte, știm foarte mult și ne-am obișnuit că în luna august vin foarte mulți dintre românii plecați în străinătate, pentru că este luna în care li se acordă concediul pentru cei care lucrează, deci, în țările occidentale și li se oferă această posibilitate să vină acasă. Cu toate acestea, observăm că este aglomerat. Bine, sunt mai multe motive pe lângă cele două pe care le-am spus. De fapt, un motiv, un motiv, prezența cetățenilor români plecați în străinătate care vin în concediu. Iașul a devenit foarte atractiv. Și este, din punct de vedere turistic, un oraș căutat. Dar trebuie să recunosc că se aglomerează și cu ai noștri cetățeni dragi care vin în vacanță. Mai vin cu prieteni pe care și-au făcut în străinătate și observăm că sunt foarte multe autoturisme de toate categoriile, cu numere de matriculare, fie de Italia, fie de Germania, și aproape cu toți avem câte un prieten plecat în străinătate și cu care ne întâlnim în vacanță. Da, este aglomerat și trebuie văd să găsim soluții. Văd că nu ați amintit deloc de lucrările de reabilitare. Acum vreau să spun. Așa. Și de faptul foarte interesant, de ce chiar asta vreau să vă prezint. De fapt, știți, de la intersecția din Nicolina, cea cu Lidl, până în Podul Roș, s-au pus niște popice. Sunt conducători auto care încalcă acea regulă, merg pe banda destinată tramvaiului și autobuzului. Foarte rar. Dar ați văzut că eu am făcut o pauză când am spus că este într-adevăr aglomerat și trebuie să găsim soluții. Pe lângă asta, într-adevăr, sunt diverse lucrări de modernizare, așa cum de altfel sunt lucrările pe Bucium, de apă, canalizare, pentru reabilitare și ce obiective sunt acolo. Sarcina unei structuri de poliție este ca să sprijine comunitatea, să intervină împreună cu constructorul, cu administrația locală, astfel încât să facă posibilă, sigur, în condiții mai dificile, să se circule. Și într-adevăr, și din, nu știu dacă putem spune din cauză, să spunem că e o cauză, dar până la urmă e chestie de modernizare, putem spune datorită, ambii termeni să-i folosim. Dar noi spunem din cauza acestor lucrări, circulația este îngreunată. Însă este bine că aceste lucrări se fac acum în perioada de vacanță, pentru că trebuie să spunem că și foarte mulți ieșeni sunt plecați în concedii, la mare, la munte, în țară sau în străinătate. Și este o perioadă foarte bună pentru aceste lucrări, astfel încât să evităm perioada în care începe anul școlar, anul universitar, când ar fi imposibil să se mai circule. Cei care ne urmăresc acum și care au copii care trebuie să meargă la școală, stau și se gândesc, domnule,
Școala începe pe 13 septembrie cu toți copiii în bănci. Deci va fi o, pe 13 septembrie, o nebunie. Nici nu vreau să mă gândesc, presupun că în acea zi toate forțele poliției locale vor fi prezente în stradă pentru a dirija. Și în stradă și la școli. Și la școli. Da. Pentru că la ora actuală, haideți să vă întreb un lucru. Credeți că acea inițiativă cu popice care delimitează banda pentru tramvaie și autobuze pe Bulevardul Nicolina se va prelungi până spre, știu, capăt Cug? Se va prelungi, dar probabil că administrația publică locală va identifica posibilități pentru parcarea vehiculelor care sunt deocamdată la bulevard. Pe acest tronson de drum nu sunt parcate autoturisme și mereu s-a intervenit chiar la intersecția Bulevard Nicolina cu Alea Rozelor, acolo unde s-au înregistrat multe accidente. S-a intervenit inițial cu marcaje și indicatori rutieri astfel încât să se evite virajul la stânga. Cu toate acestea, în acea intersecție mai sunt conducători auto, da, care nu respectă. Da. Ca peste tot, când sunt indicatoare, marcaje rutiere, se găsesc și situații în care unii conducători auto, fie nevoiți, fie că ignoră sau nu știu, sau nu cunosc, merg după ureche, cum se spune. Sunt puține cazuri de acest gen. Dar trebuie să vă dau răspunsul pentru că dumneavoastră a spus această întrebare cu traficul rutier și dacă lucrările sau acei opici montați. Da, deci s-a creat o bandă exclusivă pentru mijloacele de transport public de persoane, mult așteptată banda, această bandă de circulație. Deja se resimte în traficul rutier, se circulă greu sau destul de greu dinspre capăt Cug către Poduroș și invers. Și eu aseară am circulat pe acest tronson de drum, chiar la orele 18 undeva am urcat de pe Nicolae Iorga pe pasajul Nicolina, după care până la capăt Cug pe acest tronson de pe podul, de pe pasajul Nicolina și până la strada Sălcilor, unde se termină acești popici, această delimitare pentru banda exclusivă mijloace de transport în comun, se circulă greu. Însă, va trebui să ne obișnuim pentru că dacă mijloacele de transport în comun, mijloace de transport persoane în comun, vor avea această bandă, această bandă de circulație exclusivă, va putea să se încadreze în orarul de trafic. Și vom recurge mai mulți la acest transport public de persoane. Acum trebuie să vă spun sincer. Eu am circul destul de des prin acea zonă. Când vii dinspre Nicolina, spre Poduroș și cum stai pe pasarela aia și când trec pe lângă tine 1, 2, 3, 4 autobuze, 3 tramvaie și tu încă nu ajungi la intersecția cu Alea Rozelor, stai și te gândești, dom'le, păi ce rost mai are să mai merg cu mașina acum, cu autobuzul sunt deja în centru și nu mai am treabă. Banda este extraordinar de bună pentru că promovează transportul în comun. Problema este alta, domnule comisar șef. Că dacă ar fi extinsă, să zicem, până în capăt Cug, de unde vin tramvaiele, lumea s-ar învăța mai ușor. Eu presupun că este un experiment acum, nu? Nu neapărat un experiment, dar face parte din acest program pas cu pas, nu știu, nu s-a folosit termenul ăsta pas cu pas, dar în cadrul acestui proiect, în mod treptat, și s-a luat tronsonul de drum cel mai dificil din punct de vedere al accesului mijloacelor de transport public persoane. Adică tronsonul de drum de la intersecția Bulevard Nicolina cu Clopotare, Sălciilor, până în Poduroș, era cel mai supraaglomerat și imposibil ca mijloacele de transport aproape să circule. Bun, dar acum circulă acolo, circulă mijloacele de transport în comun, dar pe cele două benzi de pe sens se va extinde până la crucea lui Ferenț. Zona în care la fel nu avem parcaj de autoturisme. Da. Cel mai mult parcaj de autoturisme e de la crucea lui Ferenț către capăt Cug. Către capăt Cug. Și cred că ușor de rezolvat din intersecția care duce către Piața Sudului, următoarea intersecție. Da, 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 următoarea intersecție. Mult mai facil, cred că, de rezolvat și de acolo. Dar este foarte bine, pentru că, vedeți, acest tronson
deja să spun că a creat probleme pentru o parte dintre noi, cei care suntem participanți la trafic, și spun noi pentru că și eu sunt participant la trafic, da. Circul în tot orașul și văd că este mai greu, dar trebuie să ne gândim că trebuie să alegem o soluție care avantajează pe cei mai mulți, pentru că la urma urmei fiecare a apelat la autoturism din două motive. Pentru că a avut posibilitatea să și-l achiziționeze, pentru că n-a avut încredere în mijlocul de transport public de persoane că nu ajunge la timp, la serviciu sau la școală. Normal. Și ca atare această soluție, una care este o soluție comunitară, care prevede pe majoritatea, nu la nivel individual. Și o soluție care nu poluează atât de mult orașul. Exact. Vedeți, ea este criticată. Orice soluție este criticată, dar în timp vom constata cu toții că este una mai bună. Și ca atare și cheltuielile, scuzați-mă, da? Chiar și cheltuielile directe cu transportul vor fi mai mici pentru fiecare dintre noi. Pentru că la un moment dat, fiecare dintre noi, inclusiv eu, renunț la autoturism în favoarea unui mijloc de transport pentru care mă costă mai puțin. Bun, dar nu e numai asta problema că te costă mai puțin, dar nu mai ai grijă să fii atent. Am fost în concediu, am parcat mașina și m-am deplasat în acea zonă cu mijlocul de transport în comun care era acolo. Și am observat că toți cei care au fost în acea zonă turistică și au parcat autoturismele în parcările puse la dispoziție de administrația publică, sigur, erau și străzi ocupate, o bandă, dacă era sens unic, așa cum întâlnim, da, și la noi, și toată lumea folosea mijlocul de transport în comun. Da, dar ați mers într-o localitate care nu are 394.000 de locuitori, cum are Iașu. De acord, adică sigur. Acolo e cu totul altceva. Eu vreau să vă întreb totuși un lucru, pentru că este imposibil ca cineva să nege faptul că intersecția din Podul Roșu este cea mai aglomerată, cea mai, nu știu, care dă peste cap absolut tot. Vin și dinspre Bucium, vin și dinspre Alexandru cel Bun, vin și dinspre Capăt Cug. Nu știu, acolo s-ar putea face, poate să vină propunerea și din partea poliției locale, să nu mai fie rondul ăla, să poți să te duci dinspre Cug, înspre centru, tăind acel sens giratoriu? Vedeți, a mai fost odată așa? A mai fost, dar orice soluție propusă de oricare dintre noi, avizul dă poliția rutieră. Noi nu aruncăm acum anatema pe serviciul, da, circulației din cadrul poliției județului Iași. Și nimeni nu dorește asta. Întotdeauna trebuie aleasă cea mai puțin rea dintre soluții. Ea este o intersecție aglomerată, însă dacă analizăm foarte bine fiecare direcțiile de deplasare, este posibil ca să ne găsim și alte trasee. Și o să vedeți că dinspre Cug, dinspre Ciurea, vor alege foarte mulți alea Tudor Neculai. Da. Vor ajunge în șoseaua Iași-Voinești, da, și vor alege să circule Cobare pe Galata, Calea Galata, cei care au treabă în partea spre Păcurari. Da. Cei care vor merge, de exemplu, dinspre Bucium spre Sărărie, vor alege Bulevardul Tudor Vladimirescu foarte bine. Știți ce? Este extraordinar de aglomerat și ăla. Și acum, când încă nu sunt studenții. De acord cu dumneavoastră, dar vă spun din documentare expresă că foarte mulți alegem să circulăm central. Adică oarecum suntem rezervați să facem drumuri ocolitoare pentru că este o distanță mai mare. Da, dar este mai fluentă, știți? Adică evităm să circulăm prin centrul orașului. Alegem Buzău, de exemplu. Am circulat de foarte multe ori prin Buzău. Nu, Buzău nu are, de exemplu, și nu știu, sper să nu fie o chestiune de ca și critică. N-am văzut un program dintre ăsta în care semafoarele să fie în undă verde. Uh-huh. Ceea ce la noi nu neapărat că e încă un mai plus, trebuie reglate. Încă mai trebuie reglate, dar sunt foarte multe tronsoane de drum unde dacă nu le-ai avea reglate, și o să vin imediat pe șoseaua Nicolina să vă spun că am avut discuția cu personalul de la Infotrafic, nu o să dau nume,
dar cu responsabilii de acolo și am pus, spun acum, problema pietonilor care trec strada la 1001 articule. Wow. Deci în momentul în care circul dinspre centrul orașului, de pe strada Palat către bulevardul Nicolina, ai verde. Da. Și când ai ajuns la trecerea de pietoni, gata, acolo s-a terminat, pentru că au coborât foarte mulți din tramvai sau din autobuz, unul câte unul, unul câte da, unul. Da, da. Da. Și se face de două ori roșu și exact. Se blochează inclusiv intersecția din pod roșu. Exact. Ca atare, discuția a fost și urmează să fie rezolvată cât mai repede, să fie un semafor care să interzică în momentul în care circulația pietonilor să interzică. Corect. Au coborât din mijlocul de transpun, rămân pe peron, pe refugiul pentru călători, pentru da. Pietoni, și așteaptă până se face verde. Și stați-o că nu este decât cel care duce înspre Nicolina, că cel care vine e chiar la semafor. Da, colegii din regiune este fac adevărat. Semn, numai este o să adevărat. Prelungim puțin. Deci, dacă s-ar putea rezolva acel... Se poate rezolva. Pentru că te duci în urmă și nu că blochezi intersecția din podul roșu, dar te duci și peste podul care traversează Bacului până la BCR. Am să vă spun și să spun și celor care ne ascultă de ce... Uneori, aceste semafoare pe care noi le știm că sunt legate în undă verde, da. Nu mai sunt în undă verde. Pentru că sunt foarte multe defecțiuni, cad de foarte multe ori energia electrică. Din cauza supra-solicitărilor de tensiune, de putere, și ele trebuie resetate. Ei, aici să știți că noi, ca poliție locală, nu stăm cu în intersecție doar și dirijăm. Luăm legătura cu Corect. Cei care sunt responsabili, vă rugăm, resetați semafoarele la... pentru că, uitați, nu mai sunt în undă verde. Uh-huh. Adesea se întâmplă pe Nicolae Iorga, pe bulevardul da. Nicolae da. Iorga, unde să știți că se circulă foarte bine, cu excepția situațiilor, indiferent de zi, dar mai ales atunci când avem școală, între orele 16 și 18, de la intersecția Cotnari, prima bandă care urcă pe pasaj Nicolina spre da. Cug se blochează, se stă pe două rânduri din cauza că intrarea pe pasaj Nicolina este foarte dificilă și acum va fi și mai dificilă pentru că s-a creat banda unică mm-hmm. și da, vin și pe două benzi. Acolo ar trebui rezervată o bandă de ca să intrare, să de intrare sau dacă se va putea tehnic în viitor să se lărgească da. Accesul asta, către asta este către o mare pasarele. Problemă. Da. Domnule comisar șef, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Domnilor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Se circulă greu în municipiul Iași. Faptul că a fost făcută această bandă specială pentru mijloacele de transport comun, o să vedeți că în timp o să-și dovedească utilitatea. Dacă ea se va extinde și pe marile trasee, sunt convins că mulți dintre noi vom renunța la mașină și vom merge cu autobuzul. Eu personal am văzut cum au trecut pe lângă mine foarte multe autobuze și tramvaie și am zis, dom'le, ajung mai repede cu mijlocul de transport comun decât cu mașina. De altă parte, gândiți-vă că începe anul școlar, pe 13 septembrie, după care vor veni și studenții. Vrând nevrând vor fi forțați să renunțăm la autoturismele proprii în favoarea mijlocelor de transport în comun, lucru care nu va fi decât benefic pentru noi toți. Până data viitoare, cele bune! La revedere!